Eu, pisic, ce faci? Cine mai am? Ți-a fost dor de mine? Crezi că ce? Cred că e foarte mirată. Cred că vrea carne. Nu se aștepta la asta. Ce faci, pisic? Ce faci? Te-am trezit? Asta o fi oare cadou meu sau cadou pentru Secret Santa? Nu pot să cred, am bluze cu mânecă lungă aici, uitasem de ele. Zis șut? Da, vreau șut. Ia, 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 ia! Iar am folosit voce de copil. Dar n-aveam cum altfel să fac la Lisa Rolo. Evident că eu îl iau pe la verde. Hai, noroc. Auzi și în cutia aia de la mine din pat? Mm. Ce e? A cui e aia? E a mea sau e pentru Secret Santa? Nu, e a ta. Dar n-am apucat să le-am parez individual. Și tu ai instalație. Eu paletare l-am împachetat. N-am apucat. Și brăduț. Unde-i Cookie? Hello, Cookie! Am murit că l-am văzut și că l-am văzut la tine în vlog. Am murit. Ăsta cu ce a fost? Că nu am văzut, cred, cine? Clipul cu Cookie. Păi n-am desfăcut decât, cred că, două căscuțe. Da? Și cu ce? Cu prăjii? Nu, e sau de e? La Makeup Revolution. Mamă, cât de frumos arată! Cât a fost ăsta? Redus 149. A, nu a fost mult. Acum e 300, dar nu mai e. M-am dat așa, Black Friday. Da, Pick and Dazzle. Mamă, deci cred că ai mai multe calendare ca niciodată. Nu, am doar 4. Mai multe decât și mine. Mă rog, și ăsta a, este uite, tot... am uitat, dar oricum nu mai avea loc. Am uitat, am văzut un calendar de la Kinder, dar nu cred că era de interesant. Vreau să ți iau la de la Uriaș nu era în plan. Nu. Da. A, asta e de la Baz. E la Baz. Da. Și la Pink ai desfăcut? Tot două. Tot două? Doar două? Păi suntem pe 13. Ghinion? Păi n-am desfăcut. Că la Pink and Dazzle a fost cutia aia frumoasă de anul trecut în care ți-am refăcut eu. A fost de la Look Fantastic. Ah, Look Fantastic, pardon. Mă rog, și ne am supărat de la Yves Rocher. Da, l-am am văzut. Să-l iau inițial și era prea scump, după care l-am găsit și pe ăla la 140 ceva de lei, de la 300 și ceva de lei. Tot. Nu ți-o arăta cum vine? Păi nu mi-am dat seama că este o cutie de tablă, așa. Mami, ce mami? Nu-mi place de Cookie. Uite cât drăguț e. Tu dai seama cât de bine ar veni cu cutia aia de Oreo și cu cutia aia verde de M&M's? Aproape că mai ai un pic și a, costă nu cât cele. Costă aia de Oreo. E... două cutii de Oreo ți le iei pe Cookie. Ba nu, trei, din trei cutii. Trei, da. Deci cutia de Oreo a fost 10 euro și am văzut-o și când am aterizat în București și în România, ce credeți, era 60 și ceva de lei, bătați spre 65. Pe care ai mâncat-o? N-am mâncat-o, am mâncat doar trei pachete. Da, da, Cookie rămâne. Păi, la cutia aia nu mai rămân biscuiții înăuntru, dar cutia aia va fi reutilizată pentru altceva. Și n-am vorba să fie Cookie ăsta. Doamne, cât de drăguț e, mor cu el, jur. Mai ziceți ceva dacă puteți. Așteptam să fie pus bradul în priză, ci că am ceva sub el. Păi nu știu, mi s-a părut cam mare punguța. Ok, haideți să vedem ce avem în punguță. Valentino? Sandra? Pe bune? Și cred că e o gentuță. E un pouch ceva. Și e portfar, e geantă. E verde! Aaaa! E verde! E geantă, îmi pare atât de rău că mi-am luat geantă cu mine. De ce nu mi-ai zis să nu-mi iau geantă? Dar oricum n-aveam unde să-mi pun. Nu, e portfar. Mamă, n-am niciun portfar mint. Am un portfar foarte mic la mine pentru că nu am putut să iau multe machiaje pentru că tot bagajul meu a fost plin de cadourile cuiva. Și efectiv nu am niciun porfar la mine și o să am multe machiaje de la tine. Și te văd unghiile pe filmare? Bulinele vrei să zici. Se va arăta toamnă iarnă? Mamă, și mai era un buzunar și înăuntru. Mamă, cât de cute! Super mulțumesc! O să-i trimis și acest script. Mai avem și aici un buzunăraș. Mamă, ăsta e perfect fie pentru pietricele, cam folii cu pietricele, fie pentru genuțe, fie pentru
powder puff-ul ăla în formă de triunghi pe care de obicei prefer să-l pun în alt spațiu. Oh my god, cât de cute e și cât de verde! Thank you so much! Cât de drăguț, de la cine sau nu știu. Să te ia cu idee. Foarte interesante. Eva din viitor aici și acum am observat că pe globul pe care scrie Eva este un E, pe ăla cu Adina A și evident pe cel cu Florin un F. Mamă, cât de tare! Am văzut doar numele, n-am văzut că sunt și inițialele desenate mari acolo. Dar ce decorațiune avem aici, domnișoara asta gânditoare s-a trezit cu un brad în cap și cu o pisică care miorlăie pe fundal. Pisi, asta nu mai știu dacă era aici când am venit. Era, vezi că e cam ofilită. Ei, PC. Asta ți-am luat-o eu sau? Nu, nu. A, nu, asta ți-ai luat-o tu și m-am luat de tine, că de ce nu mi-ai luat și mie? Și m-ai întrebat unde să mai pun. Am văzut-o pe Kitty. Mergem la shawarma, abia acum și era să ies așa din casă. Și am pierdut funda pe drum. De la ce mai e funda aia? Trebuie să chem. Doamne, era să ies așa din casă, voi vă dați seama. Hai de capul meu, ne luăm geaca. Am uitat care chestia asta grei nu se potrivește de nicio culoare. Da, și ești ceva, nu mă deranjează că nu mă asortez. Uite și tu, am uitat care partea asta gri. Pentru că până la urmă urmei m-am obișnuit cu viața în Malaga. Și acolo lumea chiar nu stă să se uite la tine. Pe oameni nu interesează cum se îmbracă. Am reușit să plecăm într-un final glorios către șaormica mea de mult dorită. Avem țurțuri. Mamă, au făcut ăștia prozar aici. Niciodată nu le-am văzut, acum că știu că în Spania e plin de astea, le văd peste tot. Și am ajuns la iubirea vieții mele. Iubesc shawarma asta mai mult decât pe Oreo. Și mai mult și decât Nutella, dacă vă întrebați. Am găsit ceva nou, how cute is that? Dar în primul și în primul rând trebuie să ne luăm o shawarma și până plecăm o să mâncăm și un de-asta. Nu vă puteți imagina câte fericită sunt. I've been waiting for this. Doamne, este alivez la șaormă de 2 săptămâni de când am luat biletul de avion, vă jur. Și azi noapte n-am putut dormi, efectiv n-am putut dormi. Uitați-o cât de frumoasă e. N-am mai putut aștepta până să-și facă și mama șaormă ei. Am traversat la concurență și cred că se lasă un pic ceața. Mec, 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 mec. Uitați ce șapcă frumoasă are cineva. Hei, cineva! O să o, vreau și eu să o port odată că stau aici. Măcar de un Reels. Nu? Este foarte asortată. Zici că pe verde n-aveau? Ce? Botine. Nu, pe verde. A, dar au verde și la... Au verde, auzi. Au roșu și la spate. Ce ce-ți face Cozo? Ne-am hotărât la un crunch și un sherry pentru că la amândouă ne plac foarte tare cireșele și ciocolata. Opa! A, e lipită. Și pe ăștia! Vai, cât de drăguț este bradul. Globurile astea, sigur, i-ar plăcea foarte mult mamei mele. Nu știu dacă a văzut că sunt cu auriu. De asemenea, v-am mai spus într-un clip că dumneai îi plac foarte mult globurile acestea transparente, dar nu știe că are în cadoul de Crăciun ceva de genul. Și îmi place cum se aprinde instalația. Îmi place cum a fost dispersată în barat. Deci n-ai cum, n-ai cum. Deci nu pot să cred că am dat de el pe stradă, random. Ce cauți, mă, Andrisor? Zona mea. Dacă nu știți, el e frățiorul meu, frățiorul meu de suflet. Zona ta, vezi că e un pic mai încolo. Ce aici? Se extinde și până aici. Urmează un clip cu el. Stay tuned, subscribe. Zici tu acolo, like ceva. Like, dați like. Tap. Tap, aia pe TikTok. No. Este prima dată când văd într-un loc atât de multe decorațiuni de Crăciun. No! Cu toate decorațiunile de Crăciun din Spania. Băi, nu știu, parcă tot aici sunt mai multe la un loc. Mamă, sunt mai frumoase ca niciodată și faptul că avem fundal verde peste tot mă dă pe spate, evident. Vă filmez un pic așa ce este pe aici. Sunt la Ocean Dristor în momentul de față, Ocean Vitan, mă rog. Amuleț verde. Și o să las telefonul pentru că vreau să mă orientez după niște decorațiuni, după niște chestii pentru... Verde! Verde! Păcat că n-am brad. Da, și anul trecut mi-a cumpărat mama un brad care avea și instalație electrică și l-am lăsat în apartament atunci când l-am predat și nici măcar nu l-am folosit, n-aveam ce să fac cu el, nu aveam cum să-l dau lui mama sau oricuiva pentru că mama oricum are bradul ei alb. Dar
Ideea e că am umbrat, am avut un umbrat nou și am avut o grămadă de decorațiuni verzi pentru bradul de anul trecut, dar eu nu l-am făcut, că n-am avut chef. Da, eu dacă e să nu-l fac de dragul contentului, eu nu fac bradul, eu nu mai sunt cu Crăciunul și cu de-astea. Sorry, not sorry, știu că e weird să zic asta în vlogmas. Ok, bye, pentru că văd ceva ce cred că i-ar plăcea persoanei care mi-a picat la Secret Santa. Am mai găsit un glob verde, care bate și în auriu, deci oricum nu mi l-aș fi luat, dar totuși e cu verde. Mă termină decorațiunile astea, jur. Și un con verde, mamă, ăștia vor să-mi facă în ciudă. Parcă ăsta îmi place mai mult decât decorațiunile pe care le-am luat mamei mele. Și bradul ăsta e foarte frumos. Mihai l-am văzut că și-a luat brad din acesta verde cu accente albe. Ah, cred că pe ăsta și l-a luat, fix pe ăsta, da, că mi-a zis ea că au niște oferte la Auchan. Doamne, nu pot să cred. Oficial, dacă aș putea să fac un brad cum mi-aș dori eu, cred că l-aș face negru. Deși n-am avut niciodată un brad cu decorațiuni verzi. Ideea e că ai nevoie de un brad alb ca să poți să pui decorațiuni verzi. Nu știu ce să zic despre moșulică ăsta, așa frumos, dar n-am ce face, frate, cu atâtea decorațiuni. Am deja 3, 2 de la mama, una pe care mi-a cumpărat-o eu. Deci nu pot să cred că globul ăsta e 21 de lei. Păi, dar de ce sunt globurile astea 20 de lei? Că nu înțeleg. Aaaa, de ce să te vezi? Pisi? Kitty? De ce ești supărată? Se știi că nu mai avea o pui la rotisor. Am fost la Auchan, dar... A, ai auzit pui la rotisor? Mi-ai răspuns, a? Așa supărată ești încât nu-mi răspunzi. Deci, ca să înțelegeți, ea îți răspunde. Când vorbești cu ea, mă normal, zice miau. Cum a zis, lasă mă bani, că sunt supărată că nu mi-a adus pui la rotisor. Kitty? Nu mai aveau. Am fost la Auchan. Te ne-am întâlnit cu Andrei. Și am să le povești. Mult. Uitați și luminițele din bucătărie. Mamă, deci zici că sunt în club. Știu mai că trebuie să fie o brichetuță aici. Dar nu că am găsit o brichetuță, frate. Mereu îmi lăsam aici un pachet. Păcat că nu mai sunt de alea. Doamne, cât de citate să văd pachetul ăsta atât de mare. Eu oricum la unde am dat pe de-astea mai mici, în Spania sunt și mai mici. Dar arată splendid cu filtrele astea albastre, deci n-ai cum așa ceva, sunt superbe. Deci m-am îndrăgostit din nou de ele când le-am văzut. În Spania toate au filtrul de tractorist, toate sunt cu filtru portocaliu. Mai sunt tristă că am mâncat biscuiții maică-mii. V-am zis că am mâncat două chestii pe care le luasem pentru ea, așa nume niște biscuiți Oreo, unii cu caramel și unii cu zmeurică, dar... Există și în România mai nou, așa că nu e cu o supărare. Chiar nu mai aveam loc în bagaj, adică și dacă îmi rămâneau biscuiții și nu i-aș fi mâncat, nu mi-ar mai fi căput în bagaj, abia mi-au încăput înghesuite prin ultimele spații, câte o pudră, o paletă, câteva pensulici și un portofar mic. Cred că am mai zis asta, nu știu dacă în clipul ăsta sau precedent, n-am mai zis. Sorry de repeat. Avem și desert. A, stai așa că de fapt pentru YouTube am filmat la mic un pic. Uitați-mi. Mă, abia aștept să încerc. Chili și casă usău, hai să vedem și crunch-ul. This is the deal. Mâine când o să am timp, cred că o să încep să mă uit prin sertarele de la venite, pentru că am găsit deja foarte multe surprize, mă rog, nu surprize, chestii pe care eu le-am pus acolo. În primul sertare la mijloc sunt chestii foarte, foarte, foarte importante pentru mine, care trebuie să ajungă cândva în Spania, evident, și am găsit chestii de care uitasem. Uitați-mi că sunt acolo, uitați-mi că există, uitați-mi că le am. Faza e că am rămas fără baterie la telefonul ăsta, nu mai știu unde l-am pus pe ăla al doilea din Spania și am vrut să mai iau un iPhone ca să mai uit la niște chestii pe net. Și știam că iPhone-urile sunt acolo în sertarul ăla și am descoperit și alte chestii. O să închid acest clip. Exact, ne vedem mâine.